vă prezentăm sonarul wireless JAF de la Energofish. Este un dispozitiv simplu pentru localizarea peștilor, determinarea adâncimii apei și a structurilor subacvatice, precum și a vegetației de pe substrat. Sonarul funcționează la o adâncime a apei cuprinsă între 0,7 și 40 de metri. Unghiul de scanare al conului este de 90 de grade. Distanța la care sonda funcționează față de aparat este de 35 de metri. Sonarul funcționează cu ajutorul unei antene. După cum se vede, și a sondei independente, care poate fi lansată, așa cum spuneam, până la o distanță de 35 de metri. Ecranul sonarului afișează o serie de indicatori, începând de la stânga spre dreapta, sensibilitatea semnalului, bateriile on and off, semnalul sonor care poate fi și acesta închis sau deschis pentru economisirea puterii bateriilor, lumina de fundal, indicatorul puterii bateriilor, iar în colțul din dreapta sus este adâncimea apei. Adâncimea la care se află peștii poate fi citită pe scala cu indicator din partea dreaptă pe verticală, iar în centrul ecranului se poate observa amplasarea peștilor. În partea de jos a ecranului se afișează structura substratului și de asemenea existența vegetației acvatice. Sonarul wireless JAF funcționează cu ajutorul a patru baterii tip AAA care se montează în partea din spate a acestuia în suportul pentru baterii. Aveți grijă, montați bateriile după schema de montare afișată în interiorul suportului. După care puneți capacul la loc și ca să-l deschideți, apăsați butonul de pornire. Sonda sonarului, așa cum spuneam, poate fi lansată cu un fir ajutător sau chiar și cu firul lansetei pe care o folosiți pentru pescuit, la o distanță de până la 35 de metri și funcționează cu ajutorul unei baterii model CR2032 care se instalează în interior, după care atașați și înșurubați etanș capacul bateriei. Sonarul vine echipat cu o garnitură de rezervă în caz că cea cu care este echipat inițial se va uza. De asemenea, sonarul este prevăzut cu un manual cu instrucțiuni de utilizare în care veți găsi toate informațiile necesare pentru folosirea corectă a dispozitivului, în așa fel încât să puteți beneficia de toate avantajele pe care acesta le poate oferi. Un accesoriu util este șnurul care poate fi atașat sonarului, șnur care este prevăzut în același timp cu un dispozitiv detașabil, astfel încât îl putem folosi fie atașat de încheietura mâinii sau pur și simplu pus de după gât. Corpul sonarului este dintr-un plastic rezistent de culoare galbenă foarte bine vizibilă și este prevăzut pe laterale cu două benzi de cauciuc striat care îi conferă o aderență sporită chiar și atunci când este ud. Recapitulând pe scurt, sonarul wireless JAF este un dispozitiv simplu, ușor de manevrat, cu o greutate redusă. Sonda poate fi lansată până la o distanță de 35 de metri
și poate fi folosită pe o adâncime a apei între 0,7 și 40 de metri. Unghiul de scanare al conului este de 90 de grade. Un dispozitiv simplu pentru detectarea peștilor, măsurarea adâncimii apei, a structurilor submerse și a vegetației acvatice de pe substrat, simplu și eficient, ce nu trebuie să lipsească din trusa oricărui pescar, la staționar sau la răpitor, începător sau profesionist, sonarul wireless JAF de la Energofish.